Ce-am prins. Ce-ai nu mai scrie asta? A mai rămas 54 de lei? Bara, nu știu cum le-ai făcut. Dar tot făceam așa. Mamă, dar ce banane bune au venit acum. Am gustat și eu una de la Viorel. Parcă de mult, dar bine că eu de mult n-am mâncat. N-ați mai mâncat, da? Așa au fost. El cu bomboanele, mă povestesc tot. Tani, nu vroiam eu, că am mâncat. Și stă iar, mamă, ce face Laura? Iar mai am cu o gură. Până la urmă, când am văzut că mai rămas atica, ce că ia să o mănânc pe toată, mă duc și aduc alta. De asta spune-te pe mine, că eu am fost la băie, dar nu, doar am stat așa, pur și simplu. Atunci când ai zis, zice, după ce că eu am așteptat-o cu banană, ea mai sta așa, ea nu mai venea, toată el tot s-a uitat la banană. Și-a mâncat-o și pe aia la piept de pui a luat parcă Raimond, de 43 par, nu? Acum nu mai am nici în celălalt. Totuși, m-am făcut de și mie totuși mai trebuie. Dacă te-ai luat până acum, de nu țin deloc. Nu, rămas la el că n-aveam cum să împărțim oricum. Asta ține, dar am rămas. La dumneavoastră cât am mai rămas? Am rămas eu cu 7 lei minus. A, de 30. Dar n-aveam cum să... Am avut unul de la începutul competiției. N-avea dat cum să împărțiți 4 și 4. Dar nu-mi place calitatea lui. De multe ori mai faci așa ca și cum îți lasă arbul, mai dai după iar mai și cade. Aia, ăsta nu cade deloc, să știi. Da, și cât? Unul la două săptămâni. Două șapte, de rău. Nu, sau 22. Nu mai știu că nu mi-a mai luat de mult. Da, și ăsta e tot până, tot pe acolo. Știi ce? Eu m-am învățat cu vârfuri. Da, și de asta. De aia nu vine. De fapt, fond de timp, poate rămân fără, dacă rămân fără fond de timp, chiar ca aia e grav. Eu am, când am luat și pe tine, aveam pe tine, de așa mai rău. Dar o să-mi iau, dacă ăsta oricum e 28, celălalt e 41, știi? Mi-mi place mai mult. Ăsta nu știu, și ăsta e bun. Îți acoperă tot. Așa mi se pare. Așa, da. E frumoasă, nu e ceară. Nu sunt ciori. Am spus eu că nu sunt ciori. Cum le zice? O luci în scap acum. Dar eu știu, doamna. Da, alea cioara-i cioară și asta cu alb îi zice altfel. Ia uzu. Coțofană. Nu știu, nu scap acum cum le zice la țară. Ciocârlie. Aia e ciocârlie, e altceva, aia cântă să urcă sus, cântă frumos primăvara aia, ciocârlie. Păi, și ciocârla nu are un moț, așa, deci e tot ca vrabia un pic mai... Și coțofana? Coțofana e tot un fel de asta. Neagră. Cine am zis și mie câte ce asta? Nu zice mâna asta. 7, 8 fără 20. A, unde mai dorm că trebuie să vină băieți. Și oare e neagră, neagră și aia are alba asta pe timp. Mai de mine ce somnă mie. Dacă aș vedea-o, poate îmi vine pe limbă. Nu, mâine, iau. Nu, îmi cum se fac? Ce? Zic că să las bagajul. Nu, tot nu știu. Câteva roi picioare, încă sunte și costumele de baie. Păi, dar ce trebuie neapărat? Plus pantalon, plus tricouri, plus maieuri. Ai văzut, s-a făcut cartofi la sac tot 5 lei. Da, păi au fost 5 lei. A fost 4 lei. Da, ei, când am fost, a fost 5 lei. Da? Da. Păi atunci am mai depășit un leu, dacă... Dar nu, că eu ți-am spus 5 lei. Păi și eu câte am avut? 5 am trecut. Da. 5 am trecut. Stați că vreau să fiu sigură, că nu vreau să... 5 lei am trecut. Eu ți-am spus și ai zis 5 lei. Ți-am spus 5 lei și ai zis da. 5 lei? Dar nu vreau să discuții, știi, chiar dacă e și un leu, mai bine verific eu. Da, i-am depășit cu un leu. S-au aprins becurile. Da, am aprins de becurile. Da, întuneric tare. Nu ne vedeam. Doamne, ce panoramă mai făcea. Un panoramă gălăgie. Da, chiar adevărat. Da, să ne gândeam, ai treabă. Noi ne mai ferim, ne mai... Nu, eu dorm dusă, eu n-aud. Noi ne mai...
Vreau să mă mai aduc aminte în casa de. Da, acum cu aerul, vă dați seama ce ați făcut? Cu mame? 6. 6? Da. Vă dați seama cu aerul rece ce ați făcut acum bunica? Mamă, că la răcoare o luau măselele, o la spate. 6? Periculos aerul condiționat. 5, că erau 5-4. 3 așa și 2 așa. De aia zic, nu știam pe 6 care. La înălțime. Ai cu aia, te-ai simțină? Nu știu. Eu nu, eu i-am în dulap. Acolo se fac... Fac pui, fac alți cartofi, se mulțesc. Mm-hmm. Bune, chiar stai bune. Vai de mine, mama, crede. Poți să stai aici? Dar mi-a plăcut pana maxim. Ți-am zis că ai mâncat ceva dulci înainte. Da, pară. De la pară a fost. Hai. Că am mâncat... Numai că aici sunt... Pentru o zi te-a luat chiar ca lume. Gina, dar unde pleci? O până cheamă. În casă. O cheamă. Te cheamă? O treabă de vorbă. Chemau pe Laura de atâtea fructe. Nu mă cheamă, pe mine nu mă cheamă. Și dacă mă cheamă, nu mă duc. Eu mă aștept. Eu n-am probleme. Eu pot să mănânc. Gata, dar cum vorbea el. Deci n-am de ce fac. Da, depinde de stomac. Da, eu n-am mașină. Da, da, în schimb, dacă am emoții sau ceva, în sesiune, la examene, mai ales în primul an. Nebunie. Ce-am făcut întâi? Mă dă vorbesc. Da. Ei, Aurica, te pupăm. Și că auzi că a venit să-și ia șușun. Așa, ceva, să-și ia ceva. Ei, șoșon, glumesc, încălțăminte sau ceva. Dar... Tocmai de acolo venea el. Ei, a văzut el ceva undeva și ce zice? Ce face doamna Fănică? Asta nimic, nu a spus de Fănică, nu zice ce face tatăl lui. Ce... Cum îi zicea lui familia? Mă. Cum? După mama lui, ce că lumea o știe de Maria, de... Și n-a vrut să zică Maria, că era doamna Maria. Și a zis Fănica, al doilea nume. Sper că așa am înțeles. Dar acum vreo două seri am cerut eu să dea drumul la aer, m-a rugat Cristina. Am de recuperat și eu 4 lei. Și din seară, nu știu, dumneavoastră sau doamna Daniela ați început să tușiți, n-a dat drumul la aer. Aseară? Cred că acum două seri, dar era o căldură, nu mai puteam, ne sufocam. Dar, dar așa azi noapte, cine a cerut aer azi noapte? Nu știu. Dar chiar că a dat târziu aer asta. Sau azi noapte? Da. Azi noapte mă... Mariana cu Laura. Păi cred că azi noapte, nu acum două seri. Azi noapte, că da, mă gândeam că o să adormim și știi ce nu, frig vine la noi în cameră? E foarte mare curent. De asta vă zic că și tu și cineva imediat. M-a rugat Cristina să mă duc să cer chiar. Deja se băgase la somn, n-aveam microfon. Dar era o căldură la noi, nebuneam. Da, da, la noi știi ce curent și mai e problemă la doamna Aurica. La mine e curent, dar și... am zis eu, dacă scot mâna afară, simt că te bate vântul rău. Da, la noi se răcește imediat. Și m-am dus, dar i-am rugat maxim o oră să ni-l lase, că știam, vă dați seama. Și am înțeles că nu l-au oprit, a dat Cristina. La ora ai dau pixul și Mariane, se facă și ea. Da, și apoi doar să la cameră, că pe... Era lucruie și... Ce mi-a dat? Cireș. Ce bine e acum afară, vezi? Deci pe bune... Zată, sunt o urmă de muscuțe de unduri pe mine. Pe bune, chiar a venit vara, vreau. În sfârșit. Da. Ia o zi. Rai! Rai! Uite-te, uite-te!